Din nou direct cu informații externe acum. Liderul cecen, Ramzan Kadyrov, a declarat că este ținta unei tentative de asasinat și a jurat răzbunare cruntă împotriva celor care complotează împotriva sa. Acesta acuză pe mai mulți demnitari ruși că ar fi dat ordinul să fie eliminat. La o întâlnire cu șefii agențiilor de securitate la Groznăi, oraș rusesc aflat la granița cu Georgia, Ramzan Kadyrov a declarat că mai mulți parlamentari ai Federației Ruse au ordonat eliminarea lui. Tentativa de asasinat ar fi legată de împărțirea uneia dintre cele mai mari companii din Rusia, Wildberries. Într-un clip video postat pe rețelele sociale, Ramzan Kadyrov a jurat o răzbunare de sânge împotriva acestora. Я свое возвращаю домой, да, сказать, есть свидетели, есть люди, которые я не дал.